În emisiunea asta vorbim și despre luat în greutate, da, și acumularea de grăsime și tot dăm sfaturi despre cum să slăbim. Dar atunci când nu reușim, grăsimea asta se depune în diverse zone. Spre exemplu, grăsimea se poate depune jos pe coapse. Da, grăsimea se poate depune pe burtică în forma asta. Sau putem să avem grăsime de la gât, da, până în jos. Putem să avem tipul ăsta de burtă. Putem să avem burta asta mai rotundă, o să vorbim și despre ea, și putem să avem burta asta de invidiat, Carmen! Vorbim despre semnele pe care ni le indică depunerea de grăsime, zonele în care se depune grăsime. Da, în funcție de felul în care depunem grăsimea, putem să spunem și ce riscuri de sănătate avem. Și eventual care sunt cauzele care au dus la exact. Și aș vrea să încep prin a îți povesti un pic despre ce înseamnă tip somatic. Tipul somatic reprezintă un ansamblu de caracteristici care sunt predominante la fiecare individ în parte. Iar caracteristicile pe care le luăm în calcul sunt grosimea oaselor, grăsimea și musculatura. Și în funcție de asta avem trei tipuri somatice: ectomorf, mezomorf și endomorf. Pe scurt, ectomorful este tipul acela subțire, cu musculatură nedezvoltată, cu oase lungi, care are un metabolism foarte accelerat, care nu se îngrașă niciodată, care se plânge că ar vrea să mai pună ceva grăsime, pune greu grăsime și pune greu și musculatură. Deci este mezomorful. Ectomorf și așa este el, asta e genetica. Exact, asta este, okay. Asta este genetica lui. Mezomorful este tipul atletic, este caracterizat printr-o talie subțire, umeri lați, pune ușor grăsime, dar și musculatură, dar exact, la tine mă uitam. Pun ușor pe amândouă. Atunci când depui grăsime, pui peste tot și slăbești destul de ușor. Și al treilea tip, endomorful, are un strat mai gros de grăsime, are oase groase, are încheieturi la fel groase, e solid, are un metabolism lent, dă greu jos, are probleme cu kilogramele în plus și va trebui să facă sport toată viața în mod constant pentru a se menține. Ok, bun, deci astea sunt tipurile, practic, asta e cumva... Asta e modelul cu care ieșim din fabrică, da? Ieșim cu un tip de model. Dar trebuie să spun că noi toți suntem o combinație de cele mai. Mai rar găsești un tip care să se încadreze fix într-o clasificare. Noi toți suntem, de fapt, niște combinații între toate trei. Ok. Hai să vedem totuși ce ne spun aceste tipuri de a acumula grăsime. Uite, spre exemplu, există bărbați care sunt slabi, jos, sus, dar au această burtă care le crește în față și e burta asta rotundă, tip măr. Ectomorfii care se plâng toată viața că nu se îngrașă, e bine, după 35-40 de ani, dacă încep să consume în mod constant alcool, mai mănâncă și dulce și tot felul de pufoșenii de-astea, croasante, gogoșele, merdenele, încep să pună doar aici, în zona burții, rămânând slabi în restul corpului. Depunerile sunt doar aici. Un tip de burtă care e periculoasă pentru că acea grăsime nu este doar subcutanată, este și grăsime viscerală, adică o grăsime care se infiltrează în jurul organelor și care e activă metabolic. Asta înseamnă că prezinți risc crescut de diabet de tip 2, de boli cardiovasculare, hipertensiune arterială. Exact. Asta e, să zic, cea mai riscantă burtă. Este burta care vine cu cel mai mare risc la pachet și e o burtă care e cauzată inclusiv de stres. Când ne stresăm foarte mult, am mai vorbit despre asta la medicul, facem mult cortizol, cortizolul ăla dizolvă din mușchi, cortizolul nu lasă grăsimea, nu lasă glucidele să se ardă, da? Și atunci ele se dipun ca și grăsime. Și aici, în interior, o să ajungem și la peretele abdominal în curând. Deci și în spatele mușchilor, și în fața lor, și avem burta asta de tip măr. Exact. Aici avem un tip asemănător de burtă. Doar că e mai jos, e lăsat și pe șolduri. Doar că e un pic mai jos. Se întâmplă asta, în special în cazul bărbaților, care au fost sedentari toată viața, n-au făcut mișcare. După 40 de ani, peretele ăsta intra-abdominal se slăbește. Și cumva organele interne nu mai au o plasă și ajung să se reverse efectiv. Așa se și numește burta asta, burta revărsată. Ok, ce avem aici? Avem un tip de grăsime pusă atât pe abdomen, dar și în partea de sus a corpului în general. Avem o disproporție clară între partea de sus, partea de jos, și aici avem risc de vene varicoase, pentru că avem aici exces de greutate. Dar observăm că burta asta este pornește cumva de sus și e în general o burtă tare.
atunci când o apeși. Pentru că în burta asta avem și grăsime, dar avem și gaze. Asta înseamnă că e posibil să avem acolo niște alimente care fermentează, care nu ni se potrivesc neapărat, sau avem o intoleranță alimentară de care nu știm. Aici avem și un tranzit intestinal lent și aici prima măsură pe care aș recomanda-o ar fi apa. Asta introducem la acest tip, apă, bine, apă la toată lumea, dar în mod special aici, ca să rezolvăm tranzitul intestinal, constipația, și apoi îl trimitem la medic să vedem care este cauza acestei acumulări de gaze. Bun, ce avem aici? Avem aici o femeie fără o burtă, da? aș încadra-o la mezomorf. Da. Și în cazul ăsta aș menține o alimentație sănătoasă, cu hidratare corectă, cu un aport de fibre. În cazul ăsta grăsimea se va depune peste tot. Mai există un tip de femeie care se încadrează la ectomorf și endomorf, care în general pune grăsime în partea de jos și se chinuie foarte tare să slăbească, dar soluția aici este să încercăm să echilibrăm partea de sus cu partea de jos. Și cum facem? Deci, sigur, încercăm să slăbim, dar încercăm să facem exerciții pentru trenul superior și să punem aici un pic de musculatură, să dezvoltăm deltoidul, să facem un pic niște umeri mai lați și astfel proporția noastră se va schimba. Deci ce mă gândeam, dacă i-ai fi împrumutat pantofii tăi acestei doamne? Aia mă gândeam și eu. Ia să vedem. Ne-am fi, stai da, un pic că mă duc prin spate. Stai. Da, ne-am fi imaginat că depunerea se face până jos, până la picior. Ia uitați. Așa e mai bine? Mergem la următoarea doamnă care are depunerea asta. Doamna are exact burta aceea despre care am mai vorbit, burta care e umflată, e tare, de aici de undeva de sub sâni și clar aici avem și tranzit intestinal lent și probleme cu constipația și varice și o posibilă intoleranță alimentară. Bun, deci aici cam toate combinate, ce facem în cazul de față? Apă în primul rând, mers pe jos, multe fibre, 30-35 de grame de fibre pe zi. Niște abdomene ar ajuta? Ar ajuta. După ce începem să dăm jos, neapărat facem o combinație de abdomene și mișcare cardio. Și aici? Și aici avem tot așa o femeie care nu are burtă, care depune în special în partea de jos și pentru care se aplică cam aceleași măsuri pe care le-am menționat aici, avem nevoie de o recompoziție corporală. Să dezvoltăm un pic umerii, astfel încât să fie reliefată mai frumos talia și partea de jos să fie mai puțin deranjantă. Bun, pentru ce... persoana în cauză. Ce îmi place este că, din nou, felul în care grăsimea se depune pe corpul nostru ne dă niște indicii ale cauzelor și rețineți burta. Ok. Se poate depune aici grăsimea, se poate depune aici. Asta nu e o grăsime, să zic, atât de periculoasă pentru organism. De fapt, în ultimele studii se consideră că această grăsime care este la exterior, grăsimea adică de pe asta corp, subcutanată, asta da? Subcutanată, de fapt, nu ne face rău. Grăsimea subcutanată nu ne face rău. Problema e că de multe ori grăsimea subcutanată se asociază cu grăsimea pe organe, dar cel mai des, burta asta, grăsimea în jurul taliei, în jurul burții, burta aceasta mare este cea care e de cel mai multe ori asociată cu stil de viață nesănătos, sedentarism, alcool și stres. Atenție, stresul, da, chiar dacă pare ciudat, pentru că nu mănânci, sau bine, poți să mănânci în stres, dar mâncând aceeași mâncare, stresul în plus pune grăsime aici și crește aceste riscuri. Și foarte important, nu există slăbire localizată cu metode care țin de sport, mișcare, stil de viață. Putem merge la medicul estetician pentru slăbire localizată, dar prin sport și prin dietă vom da jos grăsime de pe tot corpul și da, putem să lucrăm cu predilecție o anumită zonă pe care ne-o dorim mai dezvoltată. Super! Carmen, mulțumim mult de tot!